WordPress, urmează să se lanseze varianta 5.4 la finalul lunii martie. Ca de obicei, cei din echipa de development și voluntari, bineînțeles, s-au axat pe Gutenberg, pe dezvoltarea lui, pe îmbunătățirea lui. Fac un push foarte mare pe Gutenberg. Știți ce e Gutenberg? În afară de voi. E un editor blog. Cumva încearcă să se lupte cu mari jucători din piață de pe zona page builder-elor. Da, putem să discutăm mai multe după dacă mai aveți nelămuriri. În al doilea rând, în acest release o să se afișeze și date despre site direct în dashboard. Până acum cam ai nevoie de un plugin să fac chestia asta. El va fi built-in în core-ul WordPress-ului și îți va putea da informații dacă trebuie să faci și să iei niște acțiuni pentru site-ul tău ca să nu fii expus riscurilor sau probleme de performanță. O știre foarte interesantă, cumva subtil și fără prea mare tam-tam, cei din echipa de teme au decis să scoată featured themes din WordPress.org. Ce era această zonă de featured themes? Pe baza unui algoritm lansat în 2014, ce în urmă cu 6 ani aproape, aveai un număr de teme care erau cumva scoase în față. Ei bine, se pare că algoritmul respectiv a rămas în urmă, multă lume a profitat de el și atunci s-a decis pentru moment, până se găsește o soluție mai bună, să-l scoată și să-l înlocuiască cu teme, cu o listă de teme populare, care cumva se bazează pe număr de utilizări, pe ratinguri, pe niște criterii mai bune și mai subiective. Iar în ultimul rând, o veste destul de tristă, anul acesta trebuia să aibă loc pentru prima oară WordCamp Asia, WordCamp fiind conferința anuală a comunității WordPress la nivel de continent. De foarte mulți ani se chineau să facă acest WordCamp, anul acesta reușiseră să găsească echipa și locația, dar din păcate, după cum știm, virusul care bate acum lumea și a devenit o problemă globală, nu că n-ar fi și alte probleme, dar nu la fel de mediatizate, așa au decis, din cauza riscurilor de sănătate, să anuleze. Ca să faceți o idee, urmau să călătorească din toată lumea aproximativ 1300 de oameni pentru acest eveniment. Să sperăm că la anul se va ține. Înainte de a trece în secțiunea următoare, doresc să vă atrag un pic atenția asupra sponsorilor noștri care ne ajută să ne întâlnim lună de lună și cu ajutorul lor ne și simțim bine și ne fac să ne simt, să fim confortabil la întâlnirile noastre. A2 Hosting din America, T-Mile, Fundația WordPress, bineînțeles, Hotjar și CrowdFavorite. Câteva companii, poate le cunoașteți, sunt din România. Și acum aș vrea să-l introduc pe invitatul serii, Mădălin.